conformitate cu prevederile articolul 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 1097 din 2016, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 28.09.2016, orele 12, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2016. Aici dau cuvântul domnului primar, întrucât sunt câteva amendamente. Unul important, legat de unitatea de rezonanță magnetică nucleară, aparat numit RMN, cunoscut, discuțiile care au fost ultimele la minister și prin scrisoarea pe care am primit-o astăzi de la Spitalul Municipal de Urgență, se pare că în perioada imediat următoare vom primi scrisoarea de finanțare cu 90%, așa cum ne-am angajat și așa cum cere și legea, cu minim 5%, noi am ofertat 10%, da? Din valoarea acestui echipament. Deci trebuie să prindem în buget, în rectificarea actuală, suma de 10% raportat, da? Deci o să fie un articol distinct prin care se aprobă finanțarea, cofinanțarea achiziției acestui echipament de către Consiliul Local Moinești. Vă rog să luați act și să votați pentru ajutor. Aproximativ 36.000 lei, partea da, noastră. 336.000 de ron, 3 miliarde de lei. Și 3 milioane finanțarea de la Ministerul Sănătății. Da. 10% cota noastră. Da? Aparatul costă în jur de 3.336.000. Ce ca 9.000 de euro? 900. 800 de euro. Nu, partea noastră, de poate cu 10. Partea noastră? 10%. Nu știm în lei, în euro nu avem în casă la primărie. Da. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog, Comisia Economică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Nu mulțumesc. Comisia de Urbanism. Dacă aveți întrebări, să punem la vot. Cine este cu pentru? Amendament. Cu amendament. Cu amendamentul propus. Împotrivă, se abține cineva. S-a votat în unanimitate. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Vă rog, propuneri. Am eu o propunere. Doamna Armeanu și pe doamna Drâna. Armeanu Madalina este administratorul public. Și doamna Târlău, secretarul municipiului Moinești. Dacă mai sunt alte propuneri. Aici, pentru supleant. La următor. Propunere pentru titlu. Se votează fiecare persoană. Da? Da? Punctul care a fost... Care a fost amânat. Am zis că amânat unui domnul director. A trimis reprezentant și astăzi, domnul director. Înțeles că este în spital, totuși. Vă rog. O propun pe doamna Tincu. A fost și a doamna Tincu este deja membru supleant. A, mai trebuie să mă... Pe titular, dacă mai sunt propuneri. Să pun la vot Comisia Economică. Dacă sunteți de acord cu propunerea făcută, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, propuneri. Sunteți de acord, da? Cine este pentru? Potrivă, se abține ceva. Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Juridică. Cu propunerile făcute doamna Armeanu și doamna Târlău, supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă, se abține cineva? Pentru membrii supleanți,
propuneri, până acum era domnul. Da, vă rog. Da, doamna doctor Tincu. Și a doua persoană, dacă sunt propuneri. Vă rog. Pe domnul profesor Brad. Da. Mai sunt alte propuneri? Pentru doamna doctor Tincu. Cine este pentru? Comisia Economică, vă rog. Împotrivă? Abțineri? Nu. Pentru domnul Breagnă, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Comisia de Urbanism. Pentru doamna Tincu Liliana, cine este? Da, tot. Împotrivă? Se abține. Pentru domnul profesor Breagnă Niculae, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a votat în unanimitate. Comisia Juridică, cine este pentru doamna doctor Tincu? Împotrivă, abțineri. Comisia pentru domnul Breahnă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Și totuși nu se ridică. Abțineri? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mulțumesc. Comisia de Urbanism. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, s-a votat. Comisia Juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ai votat în unanimitate, mulțumesc. Comisia de Urbanism. Punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat. Comisia Juridică. Discuții. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Propuneri. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? S-a votat în unanimitate. Comisia Juridică. Discuții. Întrebări, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, s-a votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia de Urbanism. Dacă aveți întrebări, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? S-a votat în unanimitate. Comisia Juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
la nivelul municipiului Măinești, județul Bacău, pentru anul 2017. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, s-a votat în majoritate. Comisia de urbanism. Dacă aveți întrebări, discuții sau propuneri pe tema proiectului, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 3 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Măinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. Comisia de urbanism. Dacă aveți întrebări, discuții sau propuneri pe tema proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Măinești, a imobilurilor E1 și E2, situate în municipiul Măinești, strada Vasile Alexandrii, județul Bacău, și stabilirea destinației de locuințe sociale. Dacă aveți întrebări, vă rog. Aici e vorba, nu sunt proprietari niciunul. Din 80, 72 de apartamente sunt cu chirie, 8 sunt proprietari. Este specificat în raport. 8, da, 8 locuințe din 80. Am văzut 36 cu 34. 38 cu... 38 cu 34. Da. Și cei care... care sunt proprietari, cum se face? Alea în domeniul... privat. Privat, al lui. E vorba de celelalte locuințe care sunt cu chirie acum și care, din dorința de a le administra mai bine, dorim să le trecem ca blocuri de locuințe sociale. De asemenea, dorim să corectăm cumva sau să aducem la zi faptul că aceste două blocuri, printr-o excepție reglementată de o hotărâre de Consiliu Local din anul 2004, figurau în zona D a municipiului. Ori ele sunt în zona A a municipiului. Și atunci, impactul după această hotărâre care va fi? Creșterea impozitului pe proprietate, pe chirie, aferent acestor blocuri, ceea ce mi se pare normal, să nu diferențiem impozitul funcție de pregătire socială și, sau alte criterii, ci doar de zona din municipiul Măinești. Dar declarându-le locuințe sociale, avem posibilitatea să subvenționăm până la 50% din chirie. Și utile. Adică nu ne dorim acolo să creștem suma pe care fiecare chiriaș o plătește, ci am considerat mai corect că acele blocuri sunt în centrul municipiului Măinești și trebuie să figureze în zona A a municipiului și să corectăm puțin această creștere, da? Prin declararea lor ca locuințe sociale. Și un alt efect imediat pe care ar putea să-l aibă această hotărâre este că prin programul de reabilitare termică a clădirilor publice sunt eligibile și blocurile sociale. Deci, aceste blocuri vor putea să intre în programul de reabilitare termică finanțat de către Uniunea Europeană prin programul operațional. Și cei care sunt români sunt în continuare ca să fie așa. Toți vor rămâne în continuare atâta timp cât respectă regulile de folosire a imobilului în comun și celelalte prevăzute de locuințe sociale. Dar, din informații pe care le avem de la spațiul locativ, toți se încadrează în... să poată să locuiască într-o locuință socială. Adică veniturile pe care le obțin acolo nu depășesc cuantumul. Astfel încât să nu mai fie îndreptățit să locuiască într-un bloc social. Dacă mai sunt alte întrebări, Comisia Economică, vă rog.
Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Votați nu. Comisia de urbanism. Aveți întrebări, discuții, propuneri pe tema proiectului? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Poftiți, domnul. Totuși am înțeles că 8 apartamente sunt cumpărate. Da. Așa cum este redactat proiectul de hotărâre, se referă, dacă ne amintesc bine, la imobilul E1 și E2. Deci ar trebui schimbat, introdus ceva, cu excepția celor 8 apartamente sau ceva de genul. Pentru că nu pot, pot fi trecute cele 8 apartamente în domeniul public al municipiului. Cu siguranță asta nu face referire la... Decât deci doriți o clarificare în plus... Dar uitați, acolo, dacă vă uitați la punctul 1 al hotărârii, imediat după ce a cădut din 72 unități locative, aflate în proprietatea după cum urmează. Imobilul E1, 38 unități locative, imobilul E2, 34 unități locative. Nu face referire la cele 8 proprietate personală, care sunt ieșite din discuție. Dar acolo scrie 38, da? Da. Pot fi sau nu pot fi incluse cele 8 acolo? Nu, cele 2 care au mai rămas, că sunt câte 40 de unități locative, fiecare bloc. Încă o dată. Adică, riscăm? Riscăm să dăm naștere la interpretări și la discuții pentru viitor. Vă mai citesc o dată articolul. 72 unități locative aflate în proprietatea municipiului Măinești. Aflate în proprietatea municipiului Măinești. După cum urmează. 38 în E1, 34 în E2. Deci scrie că e proprietatea municipiului. Da. Eu aș... interesantă discuția și bine să nu greșim. Articolul 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești. Aici spune a imobililor E1 și E2 situate. A unor părți din imobilul E1 și E2. Respectiv. Da? Da. Deci, cred că juridic așa ar trebui. Pentru că eu așa am sesizat. Sigur. În aliatul 1 se spune că imobilul e 1 și e 2. Și de bal... Da. În fine. Dacă considerați că este necesară și bună această clarificare în acest articol, doamna secretar. Am folosit termenul de imobil pentru că pentru a putea noi depune o solicitare pe proiectul privind reabilitarea, va trebui să cadastrăm acest imobil și în situația de față să realizăm o documentație cadastrală pentru bloc, pentru imobilul în sine și să nu mergem pentru realizarea unui cadastru pe apartamente, pe spații individuale. Asta a fost și ideea pentru care am propus trecerea. Mai mult decât atât, noi ca și autoritate publică locală, deliberativă, nu putem să facem o trecere a unor bunuri din domeniul privat în domeniul public, decât a bunurilor care ne aparțin. Celelalte apartamente aparțin proprietarilor, au un drept de proprietate privată asupra lor și nu fac obiectul discuției și a materialului propus. Nu fac. Ei să nu dăuneze acest amendament atunci când vom merge cu proiectul pentru a-l depune pentru finanțare pe reabilitare locuinții sociale. Pentru că spune numai o parte și... Imobilul, să înțeleg că trebuie tratat în întreg parte din el. Vă dau aici exemplu pe care l-am avut noi cu Centrul de Servicii Sociale de la Lucăcești. Acolo acel imobil, tot la fel, a fost trecut în patrimoniul municipiului Moinești cu amendamentul că o suprafață de X metri pătrați aparținea în domeniul privat unei persoane farmacie fizice. Da? La fel și acolo. Noi, când am făcut și proiectul, când s-au depus cererile de finanțare acolo, am tratat imobilul în întreg. Și mi-amintesc că am fost cu respectiva doamnă la notariat și s-a dat o declarație notarială cum că
se angajează să suporte cota parte integral, 100%, din ceea ce aparținea domniei sale acolo. La fel se va întâmpla și aici. Chiar zilele trecute am fost, de exemplu, la cei de la OMV Petrom, cu adresă prin care să le solicit, pentru că ei mai dețin câteva apartamente în blocurile A1-A6, blocurile pe care noi ne-am propus, conform listei de investiții, să le reabilităm termin. Și ei trebuie să exprime un punct de vedere. Dacă intră în acest proiect sau nu. Și dacă intră, suportă 100% cheltuielile de reabilitare. Ei nu intră în programele de cofinanțare. La fel și aici se va întâmpla. Și familiile, chiar dacă sunt proprietari și sunt asistați social, nu o să-i ajuta să-și reabiliteze și ei apartamentele? Dar nu plătești chirie, că e vorba la chirie, la partea socială. Să ne înțelegem. În ghidul de finanțare, așa cum îl cunoaștem acum, pe cel de la reabilitare, clădirii nu publice, cu destinație rezidențială, adică la bloc, unde spune foarte clar că ce se finanțează, ce este acceptat. Și v-am dat exemplu cu proprietarii, persoane juridice care dețin spații de locuit în blocurile de locuit, ei sunt exceptați. Întrucât aici ghidul pe social și pe reabilitare clădiri publice nu este publicat, dar, mergând pe ideea de la privat, vor fi exceptate de la cofinanțare invers, cele din domeniul privat. Problema pe social este că noi putem să susținem ulterior și pentru cele publice și pentru cele private, printr-o hotărâre de Consiliu, un anumit cuantum sau chiar și uneori plata în rate pe acea sumă pe care îi revine fiecărui proprietar sau chiriaș. Dar asta este în etapa următoare după depunerea cererii de finanțare. Da. Prin prisma următorilor pași, motivația este corectă. Mă refer la apelarea fondurilor. Exact. Pare logic. Dar acei proprietari, bineînțeles, vor suporta cheltuielile reabilitării cotei parte din... Exact, din imobil. Din imobil. Okay. Da. Domnul consilier. Da. Deci, nu întâmplător la numărul 10, punctul respectiv. Acest bloc negru, cred că toți din orașul Moinești, din municipiul nostru, ne-am săturat să revestim blocul negru. Și poate în sfârșit, în al 12-lea, ce spunem noi, sau înspre final, așa, să-l vedem odată reabilitat. Acum, proprietarii cei din 8 apartamente sau câte sunt, ei trebuie să știe că au și drepturi, dar au și foarte multe obligații pentru a-și îngriji un apartament, scara probabil că va fi comună, atât cele sociale cât și cele private. Dar avem doamna jurist care știe foarte bine ce înseamnă problemele astea și sunt convins că le împletim de așa manieră încât să iese un rezultat bun și sperăm cât mai repede posibil să nu se mai audă de blocul negru în Moinești. Eu visez asta de 10 ani și mi-am să vorbesc, da? Deci, sperăm și votăm toată lumea să îl reabilităm, dar legal, absolut legal, cum a spus domnul inginer și toată lumea. Să ne mândrim cu orașul nostru, mai ales că sunt în centru. Da. Mulțumim, domnule. E musă, e șocolat. Eu nu mai știu ce acolo. Cel mai aproape de ele. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost redactat inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Poți vota pentru la numărul. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numit Echiria Chirina din municipiul Moinești, strada Martir Pișan, numărul 15, județul Bacău. Aveți întrebări? Este vorba de doamna cu aparatul auditiv. Da, da. Astea nu sunt de vorbate de cease. Inițial, nu mai dute și de mai văzut mare limita rândă la modul de vot. Deci costul pe care l-ați văzut acolo, factura pe o formă, este valoarea care ar trebui să o plătească. Total, da. Proteză înseamnă 2.800 de lei. Da, deci este un valoare. Da. Am înțeles. Dacă mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu? Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții, propuneri.
Dacă sunteți de acord, vă rog să votați proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Vivoschi Safta, persoană vârstnică. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, mulțumesc. Comisia de urbanism. Întrebări, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 100 din 19.08.2016 privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Măinești, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este? Vă rog. Da. Am avut o discuție la ședința trecută legat de articolul ăsta. Și convenisem parcă să completăm, în afară de olimpiade și concursuri internaționale. Sau concursuri externe, mă rog. Că internaționale sunt și în țară organizate. Și astea sunt foarte multe și bănuiesc că bugetul local nu poate suporta un asemenea număr. În hotărârea propusă astăzi, în proiectul de hotărâre, este doar o completare cu un cadru didactic și un elev care se încadrează în condițiile deja aprobate de către Consiliul Local. Propunerea dumneavoastră am reținut-o și am dorit să o aplicăm începând de la anul, astfel încât să calculăm din timp impactul și bugetar, bineînțeles, asupra bugetului Consiliului Local. Am înțeles. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de urbanism. Întrebări, propuneri, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Intervenție pe marginea proiectului. Discuții. Aș avea eu o intervenție. Cred că în viitor ar trebui prins o hotărâre a Consiliului Local să înființăm centre de excelență pentru a pregăti olimpicii în diferite domenii. Matematică, limbi străine și funcționează, știu, în Bacău, a funcționat și în Onești, vreo câteva centre și au dat rezultate foarte bune. Dar pentru asta trebuie selectați și oameni și elevi. Și să văd rezultatele pe urmă. Știu, mulțumesc. Știu ceva. Știu ceva că s-a înființat la George Enescu, doamna director, ne poate comunica un centru de excelență sau este în curs de înființare? Am Știți? Avut noi la George Enescu anul ăsta. Toate ore. Revin acum 10 sau 12 ani. Un an am funcționat. Da. Dar fără a fi retribuiți profesorii dintr-un fond anume. Bun, eu cred că este o idee foarte bună și trebuie analizată cu răbdare, cu atenție, să nu o distrugem. Și când spun asta, haideți să reținem ideea, să rog și colegii din executiv să avem o discuție pe această temă și eu cred că un astfel de centru trebuie să-l gândim nu la nivelul unei instituții școlare, ci la nivelul municipiului Măinești. Da, cu implicarea tuturor celor de la toate unitățile de învățământ, fie că e vorba de școli generale sau chiar de licee, da? Pe anumite nivele de pregătire. Da? Da. Supunem la vot. Vă promit că în perioada următoare să venim cu o dezbatere pe această temă. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială Moinești. Dacă aveți întrebări. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votați în unanimitate. Comisia de urbanism. Întrebări, discuții, propuneri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost votat în 100%. Comisia juridică. Discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești, al unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Ștefan Lucian, numărul 44A, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia de urbanism. Întrebări, discuții, propuneri de baza proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru atribuirea în folosință gratuită a două loturi de teren în condițiile legii numărul 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, mulțumesc. Comisia de urbanism. Întrebări, discuții, propuneri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate proiectul. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 83 din 8/07/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău. Deci, doamna secretar Dârlău are două amendamente. Da, în afară de materialul publicat, am venit cu două propuneri. Datorită faptului că s-a efectuat o procedură de ocupare prin concurs a posturilor înființate la Centru Cultural Lira, în 14.07.2016 au fost scoase la concurs, efectiv a fost proba scrisă pentru inspector de specialitate, maestru și economist și a fost ocupat doar postul de maestru sunetist, postul de inspector de specialitate și de economist nu a fost ocupat până la această dată, iar în data de 1-9 a fost scos la concurs postul de inginer, șef formație, la formația nouă înființată cu muncitori necalificați, de asemenea, neocupându-se prin concurs acest post. La selecția dosarelor s-a constatat că candidații care și-au depus dosar nu îndeplineau condiții de studii, condițiile prevăzute de funcțiile de posturile respective și astfel am dorit să facem o modificare, postul de inspector de specialitate, postul de economist, să-l transformăm într-un post de nivel de studii medii, de contabil, pentru că au venit mai multe solicitări în acest sens, iar pentru postul de șef formație, candidații care și-au depus dosar aveau studii superioare de scurtă durată, colegii, da? Și nu puteau fi echivalente cu studiile de lungă durată, așa cum le prevăzusem noi la înființarea acestor posturi în statul de funcții. Și am dorit să modificăm nivelul acestor posturi prin reducerea acestora, de la studii superioare la studii de scurtă durată și de la studii superioare la studii medii sau post-liceale în domeniul economic, pentru a putea să le ocupăm, dacă sunteți de acord. Dacă sunt întrebări. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei secretar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mulțumesc.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții, propuneri pe baza proiectului. Supunem la vot cele două amendamente propuse de doamna Dârlău. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat unanimitate. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot cu cele două amendamente de reducere a studiilor, cine este pentru? Împotrivă, abține, votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Măieni la constituirea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Bacău. Domnul primar vrea să ia cuvântul să... Așa cum poate ați aflat din materiale sau chiar și din participările pe care le-am avut în ultima perioadă, au fost mai multe runde de întâlniri împreună cu serviciul de turism și salvamont înființat la nivelul Consiliului Județean Bacău, prin care ne-am exprimat intenția, dorința de a face o asociație de promovare a turismului în județul Bacău. Am avut o primă rundă de întâlniri tet-a-tet cu reprezentanții Serviciului Județean, după care am avut o rundă de întâlniri la zilele orașului stațiune Slănic Moldova și pe 8 septembrie în această sală, după ce am participat la inaugurarea Centrului Cultural, am venit și am avut o nouă rundă de discuții cu cei interesați în dezvoltarea, în înființarea și dezvoltarea acestei asociații. Ne dorim, cel puțin eu împreună cu colegii mei din executiv cu care am participat la aceste discuții, să fim membrii fondatori ai acestei asociații. În principal, această asociație se va ocupa de armonizarea, de corelarea programelor culturale pe care le avem în cadrul fiecarei localități din județul Bacău, în a înființa un calendar comun și de promovarea acestor activități și nu numai. Deci sunt lucruri pe care le-am identificat ca fiind la îndemâna noastră să le facem la început, urmând ca și alte activități, conform statutului și actului constitutiv pe care îl avem acum în dezbatere și fiecare participant la discuțiile pe care le-am avut anterior, vor face propuneri, modificări, adăugiri. Eu v-aș ruga să susțineți acest proiect. Mai departe, ce pot să vă spun, că municipiul Moinești a fost avizat în comisia de la Autoritatea Națională pentru Turism și în cursul zilei de sâmbătă, acum, pe 1 și duminică, o parte din comisia de la Autoritatea Națională în Turism va fi prezentă în municipiul Moinești pentru a vedea în teren și a constata ceea ce noi am depus la dosarul de avizare. Deci suntem foarte aproape ca proiectul de hotărâre de guvern să ajungă pe masa guvernului pentru a promova municipiul Moinești ca stațiune. Dacă mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului sau propunerea. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2016-2017 în municipiul Măinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, vă rog. Aici ați trecut pe Mihai Eminescu, are soma participă la toate chestiile, la toate nezăpăzirile, dar Mihai Eminescu nu. Trecut acolo CNADR-ul și mai nu știu ce noi mai avem încă. Mihai Eminescu, bucățica de la... De drum național. De drum național. De aia face referire. Dar astea nu au intrat în
Nu, nu. Nu este, hotărârea de guvern, dar nu este semnat protocolul de predare primire între reprezentanții Consiliului Local și CNAD. Încă este în proces, nu știu la termen. Nu înțeles. Nu s-a terminat procesul? E un recurs în anulare. A. Cu ultima încercare. Dacă mai sunt alte întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu mulțumesc. Comisia de urbanism. Întrebări, discuții, propuneri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri, votat. Da. Mulțumim comisiei. Vă putem trece la subiecta în plen. La subiecta în plen. Domnul se spate. Suntem sub lupă permanent. E cuvântul, cred eu. Cei care nu iau cuvântul nu suportă lumina lor. Cei care nu iau cuvântul nu suportă lumina lor. În plen la hotărâre. Hai să începem. Doamnelor și domnilor consilieri, convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru 28 septembrie s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești 1097/2016. Ședința este legal constituită, fiind prezenți toți membrii validați în funcție, toți membrii Consiliului Local validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și cu prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea procesului verbal întocmit în ședința ordinară a Consiliului Local din 19 august, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul care a fost publicat pe site-ul instituției. Mulțumesc! Nefiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 19 august. Cine este pentru? Mulțumesc! Voturi împotrivă, abține, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 19 august. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi. Mai întâi supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Începem cu punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2016. Dacă sunt discuții sau întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei director economic. Cine este pentru? Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică avizează favorabil cu 5 voturi pentru cu amendamentul propus. Raportul Comisiei de Urbanism. Comisia de Urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia Economică avizează favorabil cu 7 voturi pentru cu amendamentul propus.
Da. Se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul Local de în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Dacă sunt discuții sau întrebări sau alte propuneri în plen, dacă nu, avizul Comisiei Juridice. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil proiectul cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Se propune la vot separat fiecare persoană opusă. Pentru doamna în Consiliul de Administrație, doamna Armean Mădălina, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Bedo Marlena, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru membrii supleanți, doamna Dr. Tincu Liliana, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru domnul Breagnă Nicolae, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Aici trebuie să deja este nominalizat și face parte din puternița Consiliului Local în adunarea generală a ADIS, domnul Baciu Costel. Propunerea noastră este ca să rămână tot dumnealui. Dacă sunt întrebări sau discuții la acest punct. Dacă nu, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia pentru Activități Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism avizează favorabil proiectul. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Dacă aveți întrebări sau discuții, avizul Comisiei Juridice. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Dacă aveți întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Dacă aveți întrebări sau discuții. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2017. Dacă aveți întrebări sau discuții, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 3 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Dacă sunt întrebări, discuții, avizul Comisiei Juridice.
Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, a imobililor E1 și E2, situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, județul Bacău, și stabilirea destinației de locuințe sociale. Dacă sunt întrebări, discuții, sub Comisia Juridică, avizul, vă rog. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor de urgență numite Chiria Chirina din municipiul Moinești, strada Martir Crișan, numărul 15, județul Bacău. Dacă aveți întrebări? Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre prin acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Vivoschi Safta, persoană vârstnică. Dacă aveți întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 100 din 19.08.2016 privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale. Dacă aveți întrebări? Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială Moinești. Dacă sunt întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Al Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești, a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Ștefan Luchian, numărul 44, a județul Bacău. Dacă aveți întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Favorabil cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre pentru atribuirea în folosință gratuită a două loturi de teren în condițiile legii numărul 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Dacă aveți întrebări, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 83 din 8.07.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești, de Bacău. Dacă mai aveți întrebări, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu cele două amendamente ale doamnei secretare. Mulțumesc. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cele două amendamente. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, incluzând și cele două amendamente. Supun la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Moinești la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bacău. Dacă aveți întrebări, Comisia Juridică.
Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia de economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă iarnă 2016-2017 în municipiul Măinești, județul Bacău. Dacă sunt întrebări, Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Și Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem și la punctul diverse unde am depus un material și o să-i dau citire la fraza care mă interesează. Solicităm acordul de principiu al Consiliului Local Măinești cu privire la achiziționarea clădirii C1, suprafață de 395 m² situată în Măinești, strada Plotilor numărul 2. Este vorba de clădirea ACR, pe care am adus-o în discuție la o ședință anterioară. Am trimis o solicitare, să ne trimită o ofertă de preț celor de la ACR Bacău. Au trimis, valoarea este de 30.000 de euro pe care o solicită dumnealor. Dacă aveți întrebări sau discuții pe această temă, dacă sunteți de acord să promovăm un proiect de hotărâre sau să împuternicim pe domnul primar mai întâi să poartă o discuție și o negociere cu reprezentanții. Avem în vedere o destinație pentru această clădire? Ne propune să mutăm utilajele și tot ce înseamnă garaj de aici din centrul domeniului public și privat. Nu este tocmai confortabil să intrăm cu tractoare, cu bulde excavatoare, cu bascule pe zona de centru. Și atunci am fi și noi pe rând cu ceilalți care respectăm indicatoarele rutiere. Și nu numai asta. Rând, și liniștea locatarilor, cel puțin din blocul de aici de lângă noi. În fiecare dimineață la ora 7, între 7 și 7.30, se fac programele, inclusiv celor de la ajutor social, beneficiari de legea 416. Toți se adună aici în față, e o gălăgie, un disconfort creat, circulă mașinile dimineața către școli, către instituții. Am vrea să descongestionăm această zonă centrală. Și clădirea respectivă corespunde cam pentru ce ne-am dorit noi. Are 5 garaje, sediu de birouri, grupuri sanitare și o curte în care se pot gara autovehicul. Am văzut că ați făcut o cerere sau s-a făcut o cerere pentru evaluare. Da, deci până să ajungem la negociere, nu e cazul de negociere. Negocierile trebuie să făcute cu documente în scris, da? Pentru că suntem o instituție publică. Am venit la diverse, pentru că a mai fost discutat acest subiect la capitolul diverse. V-am prezentat documentul ultimul, hotărârea adunării generale de la ACR, care ne-a comunicat un preț de 30.000 de euro. Este un preț orientativ, noi așa, eu cel puțin așa consider că este. Orice vânzare, orice achiziție de bunuri în și din domeniul public sau privat al municipiului se face numai pe baza unei evaluări. Păi, noi am propune să le cerem permisiunea să facem această evaluare cu evaluatorul cu care având noi contract în celelalte activități pe care le desfășurăm în primărie. După evaluarea pe care ne-o va transmite evaluatorul, vă vom prezenta dumneavoastră și de-abia după ce avem un acord de principiu asupra acelei valori în plenul Consiliului Local, o vom transmite mai departe cu o solicitare să-și transmită dânsi un punct de vedere. Mă aștept ca valoarea să nu fie valoarea solicitată de către cei de la ACR. Cam aceștia sunt pașii pe care eu vi-i propun să-i abordăm referitor la această achiziție. Vă rog. Mai e o chestie. A spus că terenul e al nostru. Da. Aici, ei nu pot fi forțați. Fă ceva plăge. Așa, mai sunt 20.000 de ani. Plăgea în picioare înseamnă că nu te poți folosi. Legea e pe durata terenului rămâne în administrarea lor pe durata existenței construcției. Păi dai, asta zic. Legea spune că poate construcția o să stea 30 de ani. Păi o să vină. 30 de ani? Terenul ăla o să fie ocupat. Da, o să dar nu fac nimic cu ea. În momentul în care fac, care vezi că e o chestie, da, dar nu știu, nu se poate impune, băi. Bun.
Aici, un singur lucru putem face. Așa cum vă spuneam, domnul Vici, legea este clară. Toate construcțiile care au fost făcute până în 89 au primit terenul pe durata existenței construcțiilor. În administrare, cum ar veni. Ceea ce putem noi să facem cu alte, și cu această proprietate, și cu altele, este să venim cu regulamentul cu privire la supraimpozitarea terenilor și clădirilor care nu sunt îngrijite. Da? Domnul arhitect mi-a promis și cu doamna Mihaela Duca, care o să vină de luni, bănuiesc, da? O să înceapă, a avut un scurt concediu, poate reușim pe modelul altor consilii locale, cum au aprobat deci, să avem și noi un astfel de regulament. Codul fiscal ne permite și este instrumentul prin care noi putem să-i determinăm pe cei care dețin astfel de proprietăți să le îngrijească sau să scape de ele. Să le vândă dacă nu stă în stare sau inclusiv terenul de așa. Deci, în acela, de aia, în codul fiscal este prevăzut această supraimpozitare cu 500%, cu până la 500%. Da? Dar, pentru a evita abuzurile, pentru a clarifica foarte clar la ce facem referire, trebuie făcut acest regulament, care se aprobă de către Consiliul Local. Pentru că sunt particularități de la localitate la localitate și atunci fiecare Consiliu Local își aprobă propriul regulament. Mă aștept ca în perioada imediat următoare să avem acest regulament. Aici ideea noastră, asta noi ar trebui să cumpărăm cu 30.000 de euro. Numai... clădirea. Clădirea. Da, da, logic, nu facem și terenții. Cu clubul de la Lucrăcești, ăla a costat atât de puțin și arată atât de bine. Și asta a fost enorm de mult la cât arată de rău. Exact. Aici e problema, nu că... Da, acolo în continuare prețul a rămas același, ultimul discutat la capitolul diverse, pare că sunt 133.000 de euro. Da? Noi am făcut o solicitare prin care le-am propus o sumă mai mică cu da? O dată în octombrie. Referitor la clubul, la clubul de la Lucăcești. Cu 30.000 de euro clădirea asta care n-are nici teren. Sunt întru totul de acord. Dar aici e clar că 30.000 de euro eu vă spun că nu merită. Da? Dar haideți să vedem ce ne spune o evaluare, cât ne costă o evaluare. Doamna, de, cam cât ne costă o evaluare? La lei pe metru? 2 lei pe metru pătrat. Cât? 390. Deci 400 de metri pătrați, 2 lei înseamnă 800 de roni pe care îi cheltuim ca să aflăm dacă sau ce valoare ne dă evaluatorul. O să venim în ședința următoare. Ședința următoare s-ar putea să avem o extraordinară săptămâna viitoare și despre asta o să vreau să discutăm în continuare, pentru că este din transparență decizională tariful pe, de depozitare, da? E celălalt proiect de hotărâre care l-am avut prin solicitarea celor de la ADIS și săptămâna viitoare vom face o ședință extraordinară cu acest lucru și se pare că s-ar putea să mai fie un subiect care să... Și apropo de mutarea utilajelor, nu mai știu care e statutul garajului de la Lucrăceștia pe probă. Poate e privat. E în domeniul privat din 2008. Poate reușim să rezolvăm ceva să vă ofere titlul, știu eu. Nu, nu, nu. Terenul, deci acolo, terenul este în domeniul privat, a fost cumpărat, clădirile sunt ale Petromului. Deci cam cum suntem noi situația aici. Terenul e al nostru, clădirea e al celor. Era mai izolat decât propriul ăla. Pe propriul era... o să nu o să deranjează niște persoane de aici, o să deranjează alte decât tot oraș așa. Trebuie să fim undeva și în apropierea zonei urbane a orașului, pentru că cei de la 460 toți muncitorii noștri aici lucrează în oraș. Activitatea noastră. Nici la Lucăcești nu era departe, nu cum am gândit eu. Da. Asta ne-am fost. Totuși da. O zonă să nu deranjăm și ceilalți locuitori. Și acolo se deranjează. Și dacă ori funcționa un lancere de mâini, tot cam asta. Dar nu mai funcționează de când eram noi copii, așa că... Da. Abordarea este diferită la grupul de la Lucăcești față de Alcor, încât Alcorul a fost achiziționat de la lichidatorul societății, iar aici este de la o bancă, unde este garajat grupul. Da. Dacă mai sunt alte întrebări la diverse discuții. Da. Până un alt an ăsta, sigur, nu vom putea achiziționa nimic. Da.
Da, doamna director. Deci am făcut această precizare ca să știți o estimare de timp. Da? Această sumă pe care ați aprobat-o astăzi pentru RMN și având în vedere și o executare care ne-a venit pe fostele centrale termice, deci procesul este încheiat definitiv și acolo noi trebuie să restituim suma pe care cumpărătorul la momentul respectiv a virat-o în contul primăriei. Și vorba de 190.000 de RON. Da. Deci iată că deja avem aproape 500.000 de RON, o cheltuială cumva neprinsă în buget, neprevăzută. Care vă rog să mă credeți că ne-a dat peste cap iarăși pe final de an toate calculele. Da. Alte discuții, întrebări la diverse mai sunt? Da. Vă rog. Domnul Vasile. O întrebare. Hotelul ăsta, cam când începem să ne apucăm de el? Pentru că întreabă multă lume din oraș când mă întâlnesc cu ei. Și o altă problemă, un cetățean de pe strada Martir Crișan m-a atenționat că acolo nu este nici rețea de apă, nici de canalizare. Ce s-a întâmplat? Că celelalte sunt toate canalizate și într-o parte și în alta și aia a rămas și fără canalizare și fără apă. Da, nu este singura stradă din orașul Moinești care nu are canalizare sau apă. A fost prima etapă, post-mediu 1, care se încheie acum, s-a trecut la recepția lucrărilor pentru canalizare, stație de epurare și acum se lucrează la proiectare pentru post-mediu 2, în care este inclusă strada Martir Crișan și cu apă și cu canalizare. Da, vă mulțumesc. Care are ca termen de finalizare 2020, nu de proiectare, deci cu execuție. Da, vă mulțumesc. Și cu hotelul așa, cam ce preconizăm, așa cum v-am spus, am depus o solicitare la ANL, în urma discuției cu domnul director de la ANL și analizând, să spun, oportunitățile de finanțare acolo, există o linie de finanțare deschisă de Guvernul României pentru a construi locuințe pentru specialiștii din sănătate și învățământ. Ne-am gândit la această oportunitate și am transmis o solicitare prin care să includem un tronson din acele mai multe câte sunt acolo clădiri, să o includem în acest program. Urmăresc evoluția cererii și chiar am promisiunea de la domnul director de la București, de la ANL, că va fi prezent în municipiul Moinești pentru a vedea la fața locului stadiul și starea principală a clădirii. Concret, am propus acel tronson P plus 6, așa cum este el, plus mansardă, cel de lângă Asirom, da? Pentru acest proiect. Urmând ca tronsonul P plus 4 și cu toate celelalte corpuri de clădire din spate, să rămână în atenția noastră a tuturor, pentru a dezvolta hotel și bază de tratament cu centru de recuperare, așa cum am promis de la început. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința Consiliului.